Iarăși la Craiova. Suntem pe Craiova astăzi. Îl avem și pe Sorin Cârțu, analistul nostru pe Skype pregătit. Sorin, salut! Bă, salut, domnilor! Salut! Ia uite, bă, ce serios! Ce e, bă, e un virus! L-am avut pe reghe pe Skype, mai mamă, așa stați! Mamă, vă, ce vă face, bă? Cine v-a înțepat? Cine v-a înțepat, tată? Un virus de enterocolită. Am fost de vreo 2-3 zile și bă că iar mă încearcă. Am înțeles. Doamne, Sorine, cum ți s-a părut meciul? Fă-ne așa o analiză. Păi nu știu ce să spun. Nici nu știu dacă să fiu. Rezultatul e... Păi nu, fii sincer, cum ești tu? Da, Sorin, fii rău. Nu știu dacă să mă bucur sau să-mi pară rău. Nu am bătut pentru că nu știu, eu rămân cu senzația aia că suntem echipa aia care nu știm să ucidem. La situația în care a fost CFR-ul aseară și pe momente din astea deosebite care ni s-au ivit, n-am știut să profităm. Uh-huh. Pentru că am început bine, am condus, după care apoi, eu știu, am avut o primă repriză așa dominată de CFR, pe un joc foarte bun și bine elaborat și ne-au surprins în multe situații, iar în ultimele minute ale jocului, ale primei reprize, adică din minutul 40 am avut două posibilități fantastice să înscriem, să preluăm conducerea meciului, nu știu, ocazia lui Ivan. Și de acolo, eu știu, să decizi într-un alt mod, eu știu, jocul să-l ai sau o altfel de desfășurare, să încerci să... Pe urmă, repriza a doua a fost una echilibrată în care situațiile au apărut mai puțin față de ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, dar ce să spun, de asta spun că am rămas puțin așa cu sentimente confuze. Pentru că sunt inadmisibile situațiile favorabile care le-am avut și nu am știut să profităm de... Nu, dar ai zis foarte frumos, asta e de, zici că e titlul unui film. Suntem pe echipa care nu știe să ucidă. Foarte bine, frumos. Ghilimele. Da, normal, firesc, dar zici că e titlul unui... Da. Parcă zici că e, știi cum e? Zici că este titlul filmului Craiovei din ultimii ani, același film. Exact, bravo, mi-ai luat vorba, e că asta și vreau să... Ceea ce s-a întâmplat aseară a dovedit încă o dată că pe ultimii ani nu a fost nimic întâmplător. La ceea ce am pătimit, la ceea ce am pierdut și la modul la care, dacă mergem tot pe o linie din asta, o să consimțim iară niște pierderi din astea, să ne pară rău că pierdem obiectivul X, obiectivul Y. Nu știu dacă este vorba de concentrare, de superficialitate, de valoare, de domeniu, asemenea situații rar să pot vedea și tu să le dai cu piciorul. Cam așa, de asta vă spun că sunt într-o stare confuză așa. Rezultatul este totuși unul pozitiv pentru că una peste alta așa ce au avut și ei, prestația care au avut, v-am spus și după golul primit și până spre pauză, până spre ultimele minute ale primei reprize, a fost o prestație bună a CFR-ului, chiar și pe mine m-a surprins. Mi-a plăcut și era o perioadă așa de nu știam Krasniqi ce joacă pe el și inspirația așa să-l pui să asigure partea stângă și crea foarte multă periculozitate, plus Iboa. Bine au manevrat absolutul și siguranță în apărare. Deci CFR-ul a fost o bună perioadă din prima repriză superioară. După care, v-am spus, s-a întâmplat acel reveriment al nostru cu ocaziile care nu au fost fructificate și pe urmă repriza a doua. Ceva, s-a spus, echilibrat. Sorin, ai încredere în Regenkampf? Am. De ce să nu am? Eu știu, ți-am spus și în mandatul precedent, Regenkampf a avut, cum să spun, o prestație bună așa și a prins la public, publicul
Dar mi-e frică să nu-l dea afară după etapa asta. Da, la meci egal să schimbă antrenorii. A avut ghinion când a ratat Ivan și luftul lui Ișvan. Da, da, Reghe, e superstitios. Puțin înțepat, așa, puțin. Da, da, deci cum ai zis că te aștept să-l schimbe Rotaru. Da, prin ghinionul, a fost ghinionul lui Reghe când s-a ratat cu... Deși Reghe a venit cu ghinion, da. Bă, băiat, așa ceva, așa luft n-am văzut în viața mea decât, nu n-am înțeles. Bine, pe Ivan poate îl mai întâlnit, dom'le, alergare, iar îi mai găsim niște explicații. Minge audă, eu știu ce a gândit el, deși iarba poartă verde. Goală, n-ai. Și mai, nici nu trebuia ăla, portarul alunecă în față, nu că alunecă, cade din picioare, îți lasă toată partea. În sfârșit, nici n-avea nicio scuză să nu dea gol. Bă, dar la Ișvan ăla primește o pasă de la 4 metri, bă, băieți, de la 4 metri de cineva. Că sunt foarte mulți în care o acolo, de-ai noștri, de-ai universitari, care și dă banul și minge pe stângul lui și luftează. Așa ceva lui n-am văzut. Iar repriza a doua, acum a început, a avut iară situație foarte bună să tragă la poartă și a declinat responsabilitatea. I-a dat pasă lui ăsta, lui... La adversar, dă-nea Sorin. Nu, Sorine, nu-l mai vedem pe Ișvan titular. O să vezi, îți dau scris nu pe ce vrei. Nu știu de titular sau nu, dar... Bă. Frate, dă-ți seama, bă, copile, bă, ai făcut, eu știu, s-a dat niște bani pe tine, fă ceva, concentrează-te, fii preocupat, nu știu. Nu e admisibil așa ceva să luftezi, nu s-a văzut în, nu știu dacă în istoria Craiovei așa ceva, o asemenea luptă, într-o poziție de așa în fatură. Bă, mai luftezi când îți vine o centrare, o minge pe sus, am înțeles, să sare prost, să-l... bă, dar minge... pe jos, liniștit, acolo, n-am înțeles nimic. Deci Reghe în pericol. Da. Am înțeles. Ce, m-a auzit, păcat că Reghe a intrat înaintea ta. De acum o să fac invers când mai intră, să intre după tine, că da. Îl întrebam și eu. Reghe, te simți în pericol? Uite, nu mi-a dat prin cap să-l întreb asta. Reghe, ați avut ghinion, te simți în pericol? Păi a fost ghinionist, la parte. Da, corect, așa. Bă, tu știi că eu am făcut preview la partida asta, la tine, în Fanatic, mi-a dat un copil telefon de aici, eu am spus că nu știu dacă bate Universitatea, dar merg că nu va pierde partida. Sunt așa premize pentru o partidă de tipul ăsta, când vine un antrenor, primul meci al antrenorului, când vine o anumită stare de spirit, e norocul ăla al începătorului în experiență, să spunem, cum e al lui Reghe, într-o experiență nouă și toate scorabărate așa și duc la o partidă și la o prestație a echipei pe care o antrenez puțin diferită față de ceea ce a avut până atunci. Poate ți-am spus, mie mi-a plăcut poate într-un fel și intervenția lui la pauză, pentru că ți-am zis, a echilibrat echipa la repriza a doua, echipele au fost mai echilibrate și Silva a fost depășit, poate și pe efortul mare depus de CFR în prima repriză și au căzut, având în vedere că au avut și partida aia de la mijlocul săptămânii, în sfârșit, dar parcă și Silva și Zaicov au fost mai siguri în intervenții, pentru că dacă mă uit în prima repriză, Silva a pierdut foarte multe dueluri la cap și, foarte lent. Și iară mi s-a părut depășit și o spun cu părere de rău, pentru că e un puș și trebuie să-l încurajăm. Mi s-a părut în multe momente Danciu depășit, să știi, în multe momente. A pierdut enorm de multe minci și i-a pus pe jucători, dar repet, chiar nu vreau să-l critic pe Danciu, un copil, trebuie să-i dăm încredere. Și poziția în care el evoluează într-o zonă centrală acolo cu Muhar, cu toți jucătorii foarte importanți ai CFR-ului. CFR-ul are un ax central foarte bine pus la punct, și fundaș și central și mijlocași și eu știu cei doi atacați. Acolo își practic își desfășoară și activitatea și își desfășoară acțiunile de joc. Și sunt foarte bine puși la funcție, atunci și el cu experiența lui, mai încă sigur că a fost dominată de tot ceea ce însemna jucătorii respectivi.
Dar ți-am zis, repriza a doua mult mai echilibrat, probabil și pe intervenția sigură a lui Reghe, la pauză ce le-a transmis. Meciul n-a mai avut așa discrepanțe cum s-a arătat în prima repriză. Că ți-am spus, prima repriză, când ei au jucat foarte dezinvolt și ne-au supus așa la o presiune, pe urmă, când... Da, am înțeles. Avut, așa am înțeles. Ce